Zapi live atât s-a putut. Nu, no, hai să vedem, că eu n-am văzut nimica, deci nu știu nimic. Bună tuturor! Azi vreau să abordez un subiect mai puțin plăcut. hate gratuit. Un anumit domn, al cărui canal e denumit Zapi, ne-a acuzat pe noi de diferite chestii. Chestii pe care aș vrea să le luăm azi pe rând. Și -apoi ce? vom vorbi și despre distinsul domn. 1. După cum bine știți, ne-am făcut un nou canal. Bă, dar ce art style e ăsta? Asta e efectiv desenat în paint. Și thumbnail ăsta nu arată exact ca și la povești cu Jimmy, gen ăsta de aici. Nu e exact aceeași... Da, e același efectiv thumbnail. Ia să vă cum arată ea Flo vs. Dia. Zim tu mie că asta nu e o reclamă dintr-un joc. De la gen, vrei să joci orice joc pe telefon și îți bag o reclamă de aia cu ce faci, este gravidă, o lași să înghețe sau îi pui un, nu știu, o bucată de lemn la geam să nu intre frigul. Is AI generated oare pozele sau le găsit undeva? Uh, am înțeles, țâțe în thumbnail cât să poate gen desenate să atragă atenția. Da, e bine. Orică îl copiem pe Jimmy. Să oh, prima oh, să precizez no. că ce voi spune în continuare nu e un atac la content-ul lui Jimmy. Din contră, îi respectăm munca și îl susținem. Pentru că noi știm ce înseamnă să creezi content. Nu ca domnul Zapi care alege să facă vizualizări comentând aiurea pe munca altora. Da, hai că Zopi nu face content original sau ceva, știi? Nu e așa domnule Zapi? Pentru da. că vă-ți vine natural să zici de alții că nu fac nimic, că copiază, dar tu ce faci? Stai pe un scaun și comentezi la un content la care alții au muncit cu orele. Vorbim la final și despre atitudinea lui. Cum am zis, noi acum doar ne apărăm de vestitul comentariu. De ce scrie că e ora 5 la tine pe PC? E ora lui Zopi. La mine e ora 9.50, gen. Trecem peste. Îl copiez pe Jimmy. În oh, niciun doai. caz nu căutăm să-l învinuim pe el de ceva. Din contră. Bravo lui pentru tot ceea ce face. Noi nu-l copiem pe Jimmy. Pentru cine știe, noi am început canalul Flo vs Dia în 2019, cu povești de genul. Pe atunci nu aveam povestea abonatului. Însă, înainte de acest canal, noi am mai avut unul în engleză da, din 2007. Zopiare Cromul pe alb 15, pe care postam genul ăsta de animații, canal la care am renunțat complet când ne-am apucat de Flo vs Dia. De da tu știi să Înțelegi ce vorbește omul în video? Eu n-am zis că l-ați copiat pe GB, Plus de canalul ăsta nici măcar nu l-a menționat pe GB, De canalul vostru de, 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 de povești random Ăsta n-are nicio treabă cu Jimmy Bozmeg Ăla-lalt, poate mm, mm, mm. De copiat nu-i copiat Stilul e cam la fel Deci nu poți, deci nu poți Nu poți să zici că nu să o profita de niște oportunități acolo. Deci, până la urmă, Zopi, să înțeleg și eu ce o zis mai exact. Dar să vedem și pricolul, că gen ăsta... Bine, nu o să mă uit la 16 minute de react, dar ca idee. Hai să vedem așa numai. Ok, am scrimit în la ăsta. La tecuci. Granny, bătaia pe cireșe și fotbalul. Ia, auziți oameni buni. De ce e fărb din Finea și fărb? Mai e Finea! Și mama. Finea, ce-am mama... zis fărbă? Aș fi dat o palmă în birou, dar mi era că dau, dau blue screen. Deci fundalul îi AI generated, presupun, și ori desenat niște caractere pe care le or mișcat în Photoshop, cel mai probabil. Ok, am înțeles. este tragic. Este tragic. Ok, revenind la... Răspunsul pentru Guns Live, aș râde cu curubă. bă. Povești de genul, cu un alt tip de animație, Jimmy făcea episoadele de pe canalul Jimmy Hex. Deci... Hai să vă mai zic o chestie, bă, oameni buni. Tu când îți pui videoclipurile pe internet poate să ți le vadă toată lumea, ok? Prin prisma faptului că ți clipul pe internet și poate să ți-l vadă toată lumea, aia înseamnă că poate toată lumea să-ți comenteze video -ul. Bine, nu vine să cred, unul la mână, că o postat, o, o trebuit să dea răspuns la așa ceva, adică putea, putea să stea liniștit, nu avea nicio treabă. Dar cât timp ți pe internet, toată lumea poate să comenteze toată lumea poate să zică chestii. Nu au fost niște acuzații, au fost niște observații pe care le-am văzut eu din prisma perspectivei de om care se uită pe YouTube. Numai de aia că fac și eu clipuri pe YouTube înseamnă că n-am voie să mă uit la alte clipuri să le Eu știu că sunt artiști care își pun background-urile gen Envato sau chestii de genul ăsta, dar oare și-au luat ei subscripție pe Envato, știi? Nu zic că la 200.000 de abonați pe canalul mare ar trebui să-și permită, dar gen Did they, știi? Oh, toți suntem fain frumos curcubee, oameni fericiți și așa mai departe. Nu mă interesează câte ore ai muncit la un video, că știu și eu cum să lucri la videouri. Nu mă interesează absolut deloc. Dacă, dacă, post, dacă, postez chestii pe care eu dacă le văd, bine -mi îmi să râd, absolut că o să mă uit cu oamenii mei la chestiile astea. <laughs> Ce pula avea? Nu povestile. Nu am inventat. Nu știu cine e Florentin Hrisco. Da noi gaura macaroană. Evident că ne-am inspirat și noi de concept oh, din străinătate. Dar asta nu, e toată nu -am problema. pe Jimmy. El asta a ajuns e toată la mai toată mulți problema. Oameni și de aia orice faci, gata, l-ai copiat pe el. Și la urma urmei, da. Dacă... Deci, ok, dați-mi și mie lorul. Cine îi... Florian Hriscu. Uh, e cel care e în spatele canalului. Ah, leu. Din episodul anterior... Florentin, nu Florian, morții mei. Cine e ăsta? Adevărul și numai adevărul. După cum scrie și în titlu, în acest video veți afla adevărul despre fratele meu. Zic de real este! Domn frumos, mai ești mâncat aș gurița ta! Da, habar n-am cine e ăsta. Habar n-am cine e omul ăsta. 1,46 milioane? How? A făcut un la tot felul de țepe, mișto. Vlogger de 8 ani și profesor de dans pentru copii. Da, deci legit, nu știu cine sunt oamenii ăștia. Și dia aia cinei? i da, Soția Florentin. A -a. Eu nu m-am zis că nu văd rostul să te mai bagi pe nișa pe care o făcut-o Jimmy pentru că... Da, mă, e uite, la... și de-aia zic, știi? De-aia m-am șocat. Mai acum, pula mi-a dat tot dau pauză, dar gen... De-aia m-am șocat că omul are 1,46 de milioane de view, de subscriberi, 1,3 mii de view-uri Bă, să mor eu. 1,46 de abonați, 3000 de videouri, așa, și are într-o lună 5,7K. S-a creat <sus> ceva pe placul vostru. Alții s-au inspirat din altă parte și tot așa. Orice YouTuber sau artist și-a găsit inspirația în ceva. Și nimic nu e rău în asta. Ba chiar toate platformele astea te încurajează, de exemplu, să faci un anume challenge. Pentru că fiecare om îl face în stilul lui și e loc pentru toți și fiecare are comunitatea lui. Eu, de exemplu, urmăresc clipuri cu mâncare și mă bucur că tot mai mulți oameni se apucă de asta. Chiar din mintea unora pare că se copiază între ei. Nu! Noi trebuie să ne bucurăm, pentru că poate ne place contentul, dar nu rezonăm cu creatorul. Așa că dacă... Bun, când am făcut, bănuiesc că nu fi Ăstea nu cred că o fi venit de la mine de Ok, să zici că e într-adevăr cât de cât valid ce o zis, în ideea în care competiția e bună, dar asta se aplică la ceva care să fie bun, gen. Tu dacă iei un căcat, știi, și vrei să, să copiezi căcatul ăla numai ca să-l faci și tu, nu te oprește nimeni, gen, să te caci, știi, și să gata, ai făcut și tu un căcat. De ce ai copiat ceva sau te inspir din ceva care i nașpa, știind că acel ceva e criticat în continuu de oamenii care n-au 2 ani, gen copiii care se uită probabil la povești cu Jimmy, la la povești, eu unul, dacă îi să... Uite, hai să luăm cel mai mare exemplu, da? Tu e elefantul din cameră. Faptul că eu fac comentarii când există red. Ok, eu nu consider că nivelul la care îl fac eu comentariu îi on par cu Red, îi dă un challenge la Red în sensul în care, bă, vezi că este competiție, ceea ce pe el va trebui, vorba vine, să în ipoteza asta, da? să-l facă, să tragă mai tare ca să se diferențieze cât mai mult și să facă cât mai bine, știi? Dar dacă e ceva ce nu-i văzut cum trebuie, ceva ce nu e asta, nu știu, mi-am pierdut ideea puțin, da? Sper că face sens ce zic. Hai să nu uităm la o chestie. Așa, ăsta l-am pus ieri, acum 22 de ore, bă. Îmi imaginez cât de mult ai muncit ca să scoți video ăsta. Video ăsta l-am pus ieri la 7. De la 7 seara până astăzi nu ți zici măcar 24 de ore, îs 22. Hai să zicem că poate ai făcut azi dimineață, azi dimineață te-ai apucat și ai făcut video ăsta. Eu nu știu, nu știu ce să zic legat de treburile astea cu muncă, dar știu și eu, știu și cât durează să faci un video. Mi, se, mi se pare ciudat că 100% e de la astea. Nu cred că e de la live-uri. Uite, ăsta, de exemplu, e pus acum 20 de ore pe ceas, fix. cu 20 de ore. Dacă sunt mai mulți care fac același lucru, noi sigur vom găsi o persoană mai pe sufletul nostru, să spun așa. Tu, Zapi, ai zis că noi suntem o copie de buget al lui Jimmy. Serios? Tu acu... -i... Da coaie, toți sunteți. Nu canalul ăsta, ăsta n-are nicio treabă. Ăsta n-are nicio treabă. Eu mă refeream la ăla-lalt video. Mamă ce știe să scoată din context. Toate astea alugimii, niște copii de seamănă alu niște copii de buget. E clar, deja de aici... Deși probabil că videoclipul e un lup, să fim sincer, că face cam aceleași mișcări de mână și... Nici nu se sincronizează faptul că vorbește animația asta cu ce zice femeia. Deci, hai hai să zici că nu nu știu ce mega efort să scoți în 22 de ore sau în 22 de ore cât ar fi, știi, uh, videoclip de genul ăsta. Dacă era animat complet și astea, dă-mă dracu că nici cum n-ai cum fără AI să scoți așa ceva. Vedem că o, că o văzut, că de la video ăsta au văzut, 15 ore în urmă, 15 ore în urmă, la cât a fost pusă ăsta? Cum îți permis să așa de, la cât muncește mai băiete, doamne, dar îți dai seama, da, scuze, scuze, îmi cer foarte scuze. A, deci acum 5 ore, acum 5 ore s-a apucat de video. Ok. Serios? Tu a cui copie de buget ești? Pentru că, din câte știu eu, nu ești primul care a venit cu acest concept de a reacționa și de a da cu hate la diferiți oameni. E trist faptul că urmăritorii tăi nu-și dau seama că tu cauți să te iei din nimicuri doar ca probabil să faci bani pe munca altuia. Ce Pentru bani? Tu ai stat pe un scaun 10 minute și ai comentat videoul meu la care am muncit o săptămână și probabil ai făcut bani din acest ne nefăcut nimic. Sau poți să mă contrazici și să-mi demonstrezi că îți demonetizezi în semn de respect videoclipurile de reacții. Deși mi-e greu să cred, dar Biniștită. nu te contrazic. Dacă Biniștită. ne arăți, să ne demonstrezi că faci asta din prima clipă, Biniștită. nu doar cu un screen demonetizând temporar. Am văzut mulți oameni în comentarii la tine, zicând că problema. noi nu muncim, că zero efort, că persoanele sunt în paint, că noi nu ne chinuim ca Jimmy. Ba chiar și tu, Zapi, ai zis că avem imaginea de fundal și personajele făcute în AI. Imaginea din fundal vi 100% făcută cu AI. Deci nu poți să zici că nu ți-i făcută cu AI. Aici nu poți să zici că nu-i bullshit. Coaie! O săptămână pe un video de genul ăsta, coaie! Da, nu știu ce să zic. Nu, cred că se refereau la alea cu povești. Mă, astea, ăsta 100 la e făcut cu ei. Aia zic și eu, gen, fețe și chestii abstracte și gen, de genul care sunt tipice AI. Sunt tipice AI, gen, efectiv. Ata că ori au făcut un AI în stil cartoon, dar ghișez inconsistențe vizuale care se întâmplă în AI. În general, și sunt foarte ușor de spot. Ce căcat e semnul ăla, gen, la fel și aici, aici cu roșu, e... Sută în pulă îi ai. Ăsta 100% e făcut cu ei. Ăsta 100% e făcut cu ei. Deci n-are cum. N-are cum să nu fie. Astea nu le pun pentru bani, că oricum, la 16k views câți bani să faci? Ai, scuză-mă pe mine, suntem în România, la 16k views câți, câți bani să faci? Cam 20 de dolari. Asta e mai mult așa, ca să trag un awareness pe chestiile pe care le fac pe live. Nu mă gândeam că o să se, o să se atace cineva așa de personaj. De personal. Timpul... Bă, ăia de la Wonka s-au străduit în sensul care or, or, or închiriat închiriat un warehouse și acolo au făcut chestii, știi? Tot timpul eu am fost conștient de ce chestii și tot <coughs> timpul, nu numai că am acceptat, dar am încurajat lumea să se ia de mine. De fiecare când se luau oamenii de mine și se luau cu bună dreptate, mereu am încercat să îmbunătățesc ceva. Mie nu mi se pare că-i hate, mie nu mi se pare că-i hate, mi-ar plăcea să văd ceva mai interesant. Trebuie să fim conștienți de ce chestii postăm, nu să pretindem că X și Y face sau nu face ceva, pentru că toată lumea poate să facă. Da. Mam, M-am pe mine. Ce părere ai per total cine are dreptate? Mai are rost să zic, momentan, din ce văd, momentan, Zopi. Mi se pare că Flow vs. Dia a făcut un video doar să fie, nu înțeleg sensul. Păi a făcut video ca să răspundă. Au făcut video strict ca să răspundă. Știi ce zic? Să nu pară probabil că mama asta să, să poate lua lumea de noi fără să fie vreo repercursiune. Nu înțeleg ce cu jignirile asupra comunității mele. Mie mi se pare că eu am o comunitate foarte faină de oameni ilustri, mulți olimpici, Mulți elevi eminenți care au luat note foarte mari în simulări, nu mi se pare corect. Am să răspund pe rând cu tot cu dovezi. Da, imaginea e făcută în AI și deși plătesc lunar abonament să iau imagini gata făcute, am preferat să fac ceva diferit pentru că toți folosesc aceleași imagini. Și crede-mă pe cuvânt că e mai greu să găsești imaginea potrivită în AI decât să o iei gata făcută. Ca să scot 10 imagini am avut nevoie de peste 5.000 de căutări și okay. pot demonstra asta. Din suflet mi-aș dori să desenez eu și fundalul. Dar, ce să vezi, nu am vreo echipă în spate, sunt o singură femeie care face asta și mai am și altă muncă pe lângă. Atât s-a putut, îmi pare rău că te dezamăgesc. 2. Ăsta nu e un argument bun. Sincer, sincer, nu e un argument bun. Gen, uh, ok, femeia e singură și face singură chestia asta. Cine o pune să posteze des? Cine o pune să își scadă standardul ca să posteze clipurile nașpa? Știi ce zic? Aia, asta e un argument așa numai, cât să fie zis. Gen, a, ah, păi nu, că uite, eu sunt singur, eu lucrez singur la chestiile astea, scuze, mai am și alte chestii de făcut între timp. Mai bine nu zici nimic, gen, at this point. Efectiv, mai bine nu zici nimic. Ai oricum dădit la comentarii dacă ai avea ceva extensie de dislike-uri și la ultimul clip, vezi că nimeni nu e de acord Okay, dar oricum am extensie de dislike-uri de deci ok. Nu e un argument bun. Eu sunt conștient că toată lumea folosește AI. Dar aia nu înseamnă că e un argument bun să-l folosești, să mi spui. Eu știu că dacă nu postează de moare canalul, dar dacă știe în nișa în care se bagă și știe că nișa în care se bagă nu poate să o satisfacă îndeajuns, apoi atunci arată ce mai bagi. Gen, știi? Eu m-am simțit prost că am ratat două sau trei zile de uploadat pe canalul ăsta. Bă, then again, mi-e un videoclip de comentarii, îmi ia 3-4 ore să-l fac, știi? Și știu că în alea 3-4 ore fac conținut bun, adică mult mai mult decât acceptabil, care să nu aibă probleme de genul, știi? Să zic după aia că, mă, păi nu, că eu lucrez singur, eu trebuie să-mi scriu scriptul, eu trebuie să filmez videoclipul, eu trebuie să-mi-l înregistrez, eu trebuie să-mi-l procesez audio, eu trebuie să-mi-l editez, eu trebuie să filmez gameplay-ul. Gen, come on! Că dacă îl folosește toată lumea, atunci n-ar trebui să mai iau de nimeni că folosește fundaluri cu AI. Nu e un argument bun nu poți într-o, într compunere argumentativă să zici, să zici pe un ton că vezi, doamne, problema mea a fost că ați făcut chestii cu AI și după aia <coughs> zici Atât s-a putut? De ce atât s-a putut? Nu știi să desenezi? Păi, atunci de ce e un canal de animații? Asta zic! Unde ajungem? Unde ajungem cu chestiile astea? Legat de personaje. Să știi că eu le desenez și o să las aici dovezi. Frumoase, urâte, nu contează le fac eu cu mânuța mea. Dar care-i baiul? Chiar baiu. de habar n-am să desenești. și... Da, frate, înțeleg, gen, eu tot am un canal de comentarii și gen, îți vreo 3-4 ore, dar gen, eu editez în CapCut și am 13 ani și am un, și un canal de muzică și postez în amândouă părți și nu mă plâng, gen. Păi na, eu lucrez pentru mine, hai, că nu lucrez la activ canalul mare, că n-am clipuri la care să lucrez, dar lucrez la canalul ăla când lucrez, lucrez la canalul ăsta acum, lucrez pentru Red, lucrez pentru încă un proiect, mai lucrez să mai învăț și eu să lucrez în Blender, să, asta, să fac skillurile mai bune și așa mai departe. Nu mă plâng. Chiar Împotrivă. îmi place când pot să fac atâtea chestii pentru că mă stimulează, știi? Și încerc să învăț dar care parcurs. e problema? Puteam Uite ce de pe internet, Uite cum dar îți Aici puteți vedea cum fiecare particică și detaliu îl fac eu așa cum pot. mi a Băi. zis mulți că Jimmy se chinuie mai mult decât mine în realizarea personajelor. Și? Na nu... no, bun, aici cine-i devină? Eu sau oamenii care au lăsat comentarii că vezi, doamne, Jimmy se chinuie mai mult? Că nici Jimmy nu se chinuie, bro! Jimmy, cred că e foarte bine, mersi, ca cu un videoclip pe săptămână și el e bine. E, ce face Jimmy abia de se numesc animații? Slideshow-uri cu personaje deja gata cu PNG-uri făcute. Vă contrazic, poate că așa e. V-am zis, îl respect pe Jimmy, dar pun astea aici ca să mă apăr. Vi se par cunoscute personajele? Le puteți descărca de pe internet dacă doriți. C Cine e asta? Personajul lui Jimmy e furat de pe net. Barbă? bărbosul. Nu nu cred că îl ridică nimeni în slăv pe Jimmy, că toată lumea știe cum își face Jimmy animațiile și așa mai departe. Da, mi se pare amuzant faptul că tipul asta e gen, de ce mă critici pe mine că eu am copiat când, uite și omul pe care îl copiez eu a copiat și-a luat asset de pe Google sau whatever. De ce nu mai o să fie problema? <laughs> știi? Asta s-a în picior în secunda în care a început videoclipul Efectiv, în secunda în care O zis că face argument și gata Era over, efectiv over Contra unui abonament Aveți și voi acces la ele Și puteți să vă apucați de copiat Așa cum spune oh, domnul citare! Zati și susținătorii lui Hai care, să care din păcate să Văd totul doar alb și negru Dar există și nuanțe de gri Voi sigur recunoașteți personajele Și cadrele Aparent sunt create de un domn din Republica Cehă. Bine. Aici se vede și profilul lui. Dacă Bine. mă înșel în vreun fel, puteți să mă contraziceți. Bine. Eu prin asta nu vreau să demonstrez că Jimmy nu muncește. Din contră, vă zic eu cum o da, face. Ai dar strat. pentru a crea material ai nevoie de accesorii să-i spunem. Noi suntem români. Din YouTube-ul românesc, mai ales la început, nu poți să ai o echipă în spate care să te ajute. Nu-ți permiți. Ce treabă are cu faptul că suntem români? Așa generalizată parcă nu poți să începi un proiect cu o echipă. Noi suntem români. Deci, oricum puteam să zic, o să zic că noi suntem români. Furăm. Da, dezamăgit că nu zis. Noi suntem români. Bă, asta, asta o lovit altfel, mă. Deci foarte altfel o lovit chestia asta. Și nici nu poți face tu totul de la zero pentru că nu ai mai terminat un video niciodată. Așa că singura variantă e să cumperi niște accesorii de care să te folosești tu în creația ta. Așa cum domnul Zapi... Nu e adevărat. Nicu Mihai mereu și o făcut, uite, de exemplu el, poate dau așa un exemplu. Au avut o serie de animații mai de mult și toate aseturile și le făcea el. Scotea câte un video o la câteva luni, dar îl scotea și era fine, și era ok. Se poate, numai ideea e să se și vrea. Eu oricum îți de părere că calitatea oricum e peste cantitate. Canalul ăsta pentru mine e mai mult așa numai pentru live-uri, să fac highlight-uri din live-urile mele, că contentul meu ca lumea e pe canalul mare. Iși și-a cumpărat scaunul pe care stă să comenteze. Nu cred că l-a conceput el. Poate pare că nu are sens să zic de un scaun însă Zapi doar de scaun are nevoie pentru a crea un content. Aha, păi stai puțin, că nu trebuie calculator. Mergi în Ikea, te pui pe un scaun și gata, faci comentarii. Lămurind aceste aspecte, aș vrea totuși să te întreb ceva. Eu nu știam de canalul tău. O urmăritoare de-a noastră ne-a trimis un mail în care ne-a și spus că ți-a lăsat un comentariu. Un comentariu foarte inteligent de altfel, pe care l-am văzut, iar apoi s-a făcut nevăzut pe canalul tău. L-ai șters cumva? Nu poți accepta când cineva nu e de acord cu tine? Avem snichis! Quiet, vrei să-mi zici mie că babele care stau în fața casei Îs commentary channels <laughs> Când stau trei babe și bârfesc satul Îs commentary channels <laughs> Asta-mi zici mie, gen? Că au o bancă, ăla-i scaunul, gata <laughs> Babele-s <is> commentary channels <laughs> Asta-mi zici tu mie What the fuck? Okay. Avem snitches! Mie nu mi se pare că mie nu mi se pare că ce am făcut eu a fost hate pentru că n-am zis, n-am zis niciodată la nimeni, eu nu, băi. Să ne înțelegem clar. Eu nu vă urăsc. Păriciul dintre voi. Doamne ferește, n-am absolut nimic cu nimeni de pe chestiile astea, dar în calitate de utilizator al platformei am tot dreptul să mă uit la videourile tuturor și să le comentez. Nu am zis niciodată oamenilor mei să meargă să vă înjure prin comments, să vă dea dislike-uri. Pentru că asta înseamnă să fii hater. N-am instigat niciodată la chestii din astea. Pentru că să-ți fi vorbit urât. Din contră. De ce aș doar comentariile jignitoare la adresa noastră? Întreb că pentru un om asumat cum atins tu că ești, aici dă un semn de întrebare. Am văzut că v-ați luat și de max infinit. Și aici vreau să abordez un alt subiect. Oameni buni. Dacă un om își schimbă contentul sau nu mai face ceva ce făcea înainte, nu înseamnă că e un terminat sau că a ajuns prost, pentru că m-am săturat să vă comentarii de genul la toți. Ce ai fost și ce ai ajuns? Vă rog, hai să hai să, hai să, hai să ascultați Doar să de. realizați că oamenii se schimbă. Zap e un om foarte respectuos și Caterinca și oricum e pe nișa lui și merge bine așa cum e. Păi aia zic, aia zic. Gen, come on, vezi un live sau vezi așa niște secunde, știi, cum vorbește Zopi și așa, denotă că ar fi un om care aruncă cu hate și, și aruncă audiența pe aia, gen, știi, ca și niște câini în lesă, că ia atacații, știi? Sicăm. Nu, după cum am zis și mă repet, femeia asta au scos un reply video cât să fie scos, cu niște argumente de toată jena și na, Că vă place vouă sau nu, e o altă problemă. Omul ăla nu a ajuns mai rău doar pentru că nu Sunt vrea viitoare, să, nu ar ar să, apară. să creeze un anumit conținut. Sunt lucruri din viața unui om pe care voi nu le știți. Și nu e Cum nimeni în măsură să critique ce face altul atâta timp cât acea persoană nu face rău. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Numai că faci ceva care nu rănește pe cineva în mod direct, aia nu înseamnă că nu-i... Scăpa de critică. Știi ce zic? Eu dacă fac o piesă, un beat, beatul ăla nu o să îi dea în cap la un om, știi? De-aia nu înseamnă că nu poate să vină unul și zică, bă, vezi că e de căcat beatul ăla. Ba da, toată lumea are dreptul să facă chestia asta. rău e foarte subiectiv. Rău -i nu e obiectiv. Da, pe bune, că dacă punea cea GPT, probabil că i venea ceva mult mai ok decât asta, dacă tu le place să folosească AI. Păi e subiectiv. Asta e ca o chestie din aia de grădiniță, cine zice ăla e. Dau înapoi numai dacă dă cineva în mine. În primul rând n-am dat, în al doilea rând mi-am dat numai cu părerea. Te fără să judecați. Tu, Gigel, de exemplu, te uitai la Max acum 5 ani. Erai mai mic și voiai altceva. Acum ai crescut. Și tu ți-ai schimbat preferințele. Și poate Max și-a schimbat stilul. Pentru că așa a fost mai bine pentru el. Și punct. Tu nu ești obligat să te uiți la el și poți căuta pe cineva pe placul tău. E simplu. Opriți-vă din a mai critica lumea în felul ăsta. Gigel, ce ai făcut? Na no, bun. youtube -ul. Trebuie să facem o analogie între oamenii faimoși care îs în alte medii, media, dar pe păi asta zic, gen, ce zice Zopi, îi logic, știi? Îi pur și simplu logică. Tipa asta sare la concluzii de zici că îi pole jumping olimpic, știi? Îi jenant. <gântu -i> Efectiv, îi jenant. Dar, hei, măcar ăsta pune un standard nou de cât de penibil poți să faci un uh, apology video. Nu-i măcar apology video. Ce dracu e ăsta? Uh, response video, știi? Gen, oricât de nașpa ți iese response video, să poate mereu mai rău. de pe YouTube, pentru că o să fie mereu o diferență exponențială între astea două. Tu n-ai cum, tu -ai cum să nu-l compătimești pe Gigel, Gigel care îl urmărea pe Max infinit. Hai să, hai să simplificăm un pic. Noi cine fa noi care facem YouTube suntem mai degrabă un produs personal decât ceva așa impersonal, să spun așa. Pentru mulți oameni care obișnuiau să vadă diversi youtuberi care s-au schimbat în rău din pricina banilor și din pricina faptului că unele chestii pur și simplu merg mai bine decât altele și ei numai outcome-ul ăsta al generării de views, nu neapărat al formării și a ținerii aproape a unei comunități, dai seama că e o problemă. Pentru că tu ești o personalitate, nu ești neapărat un personaj. Toți ăștia care fac gaming, toți oamenii care au urmărit content creators de gaming și-au creat o relație afectivă cu aceea. Pentru că a fost cumva un conținut mai personal. Ok, care ați pornit spam-ul cu bucigoi? Când eu vorbesc chestii serioase. <laughs> mă ce cretin Bă, Bobo îi exact la fel de când a început Omul face gaming, să joacă din N-are absolut nicio treabă, respect Omul, na, începe ce voi spam să fie, așa Omul s-a axat pe ce îi place Vrea să se joace, omul face stream N-are absolut nicio treabă vine, vin sponsori să-i arunce jocuri și chestii. Se vede că nu prioritizează viurile și că o face din pasiune. Deci respect din punctul ăsta de vedere. Că nu i cel mai deștept din punct de vedere business să iei uh, drumul ăsta, nu zic că Bobor nu-i deștept sau ceva, să nu înțelegi greșit. Că zic că tipul ăla de content pe care îl face el e foarte nostalgic, chiar era tipul de gameplay și așa cu care îl vedeai mai demult. Deci de mult. Deci de-aia zic că nu e cel mai smart choice ca să crești. Da, dacă nu vrea să crească, știi? Deci na. El a rămas pe, pe principiile lui și de-aia zic că respect. Sunteți mai fericiți când criticați și e trist. Dacă vreți să faceți un bine și să scoateți la iveală răul, vă puteți inspira de la recorder. Ai de pula mea! Bun! O mers să spălat pe mâini, cumva? Ah, s o spălat un măr. Da, Zopi! Exemplu. Tu mănânci sănătos pe live-uri? Eu nu. Dar știu care e diabet, am să fac o glumă, că mi-e foarte foame și tot îi vedeam pe ăștia în dreapta mea. Răul adevărat nu e în contentul lui Max, care face clipuri pentru copii. Gustul Nici cu paprika. Cele mele, care sunt pentru adolescenți. Aș care e problema? Tot Așa că, dacă vrei să criticați pe cineva, luați la rând infractorii, oamenii care chiar dăunează. Păi dar vine... ce argument prost e chestia asta că numai din cauza că există oameni care fac chestii mai rele, nu te scuză de a fi criticat sau a primi feedback. Știi ce zic? Ce treabă are? Uh, vede ar o să vedem că trebuie să câștigi argumentul. Da, zic, îi aruncă cu căcat la perete și vede ce să lipește, știi? Din punct de vedere uh, argument. E prost, e argumentarea proastă. Am înțeles și sunt perfect de acord. Nu e pentru tine și asta e clar. Eu mă adresez altor oameni, mai ales conștientizând că faci asta doar pentru vizualizări. Pentru a face niște bani, cel mai probabil. Și e trist, pentru că înveți o mână de oameni pe care tu o ai acolo să se hrănească cu ură și dispreț față de munca altora. Sincer, nu voiam să-ți răspund, pentru că știu că asta cauți de fapt, când faci videouri despre mm. acții. Dar nu vreau să mai las lucrurile... Și eu vreau să-mi răspundă Gheboasa, chiar cu videoclip. Și chiar de mă aud și o mie de oameni. Da, moșul la cu nepoasă. Important vreau okay. ca oamenii să realizeze odată că voi sunteți cei răi. Voi sunteți cei care influențează negativ niște copii în formare. Pentru că de când ai făcut tu acel video, o mare parte din comunitatea ta a venit doar să înjure. Vă simțiți mai bine făcând asta? Dacă îți meu și erați oameni ok, puteți veni cu un comentariu constructiv. Dar nu, preferați un limbaj de ghetto. E păcat să văd că au apărut atâția oameni în online care doar cu asta se ocupă. Hrănesc ura și frustrarea în alți oameni. Și e trist să văd că nimeni nu își dă seama. E trist să văd că voi ca și comunități nu vă dați seama că oamenii ăștia asta vor. Doar ca să le băgați bani în buzunar. Când de fapt ei nu fac nimic. Doar stau pe scaun și comentează. Dacă făceam ceva rău, ok, îmi asumam. Știu să accept când greșesc. Dar să mă critici și să mă jignești doar pentru că nu e pe gustul tău contentul meu, Eu nu e te Sunt mii. Nu te-am jignit. Bă, ce am jignit-o? Efectiv, nu i-am zis nimic. Criticat? Of course. Asta este perfect normal. Și ai voie să faci. Fac nimic, poate. Facem ceva. Băi, știi care e ideea? Nu suntem niciunul mai presus sau mai prejos. Mare chestie. Ideea alte videoclipuri la care te poți uita. Uite, eu mă supăr că tu îmi zici că nu fac nimica. Tu numai de canalul ăsta știi, de exemplu. Eu vă știu toate canalele. O am documentat. Mi-am făcut temele. Tu nu ți-ai făcut temele. Nu ți-ai făcut temele. Place de Jimmy? Chiar mă bucur. Te rog să faci un video în care îți împărtășești admirația față de el. De ce nu faci asta? A, nu atrage așa de mult ca ura, nu-i așa? Și apropo... Ce? <laughs> nu și-au făcut temele. Nu băi, deci nu și-au făcut temele. Au văzut numai video ăla, mă. Au văzut urma video, ăla, o văzut urma video ăla. Nu știe că nici Jimmy nu-mi place. Uite, eu, de exemplu, eu nu m-am supărat că n-ai zis că nu fac nimica. Asta e. Oh. Ai zis că avem multe canale. Yeah. Și alți la tine în comentarii au zis că vrem bani și facem bani și de aia. Păi, dacă era doar așa pentru bani, dragii mei, nu postam acele videoclipuri pe un canal demonetizat. Deci nu, nu facem bani la acel video. Ce canal de monetizat? Păi, știți cum e? Tu te referi, te referi la ăsta? Aha, ok. Păi, în primul rând, tu ca să-ți monetizezi contentul, trebuie deja să ai niște videouri. Argumentul ăsta nu mi se pare foarte bun. Că nu, aveți, dacă, că nu aveți încă criteriile necesare ca să vă activați monetizarea, asta e cu totul altă poveste. Păi da. Dar nu e adevărat, nu poți să zici că ai, ai pus videoclipul ăsta nu de dragul de a pune videoclipul și la o la monetizare o să fie activă și pe ăsta, deci nu, nu mi se pare un argument bun. În mare creierul cât continuăm mai mult clipul ăsta, dacă eram în locul lui Zopia, dormeam în timpul clipului sincer, foarte sincer, foarte sincer. Chiar nu mi se pare un argument bun. Muncit. În schimb, la, exact. la, 3. probabil. Dar e ok, am muncit la el destul ca alții să se bucure de rezultate. Și culmea e că în loc să-ți mulțumească, tot ei zic că noi nu facem nimic. Ironic, nu-i așa? Zapi? Păi nici nu Îmi pare nici. rău pentru tine. Ba, Se vede că atunci. ziceai de doi degeaba. Singurul canal din România pe care îl știu eu, care să nu fie cringe, de te caci pe tine, care să conțină caractere cu voci modificate, da? Piciuite sus-jos, e Creative Monkeys, gen. Și aia pentru că o fac de la bun început și s-au stabilit ca și caracter. Gen cum sunt caracterele și așa mai departe, deja le asociez vocile cu caracterele. Dar să iei un caracter random care îi un om, îi portretizat un om adevărat, cum e la doi degeaba, îți scoaz oameni, gen, în ce univers Sunam așa când vorbim, salut, suntem doi degeaba. Gen, știi ce zic? Îi horror. Da, mă, dar la un bulan îți voci reale, gen, omul face bine pe bul, știi? Și chestii de genul ăsta. Îs Altă treabă, da gen să iei efectiv uh, 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 pula mea. Hai să vedem. Salut, sunt un om normal îmbrăcat în haine normale și din păcate vocea mea sună așa. O oh, vai, și tu ești un om normal îmbrăcat în haine normale și ti sună vocea așa. Ce dubios, că și mie. What the fuck. Salut, sunt un om normal îmbrăcat în haine normale și din păcate vocea mea sună așa. O oh, vai, și tu ești un om normal îmbrăcat în haine normale și îți sună vocea așa. Ce dubios, că și mie. What the fuck. Știi ce zic? Când ai fost mic, s au lipsit videoclipurile de la Flow vs Dia Dacă le aveai pe atunci Învățai și tu să fii un nou mai bun Aș da, mai avea multe de spus Dar după cum bine v-am anunțat Trec printr-o perioadă grea cu mama mea E o problemă gravă de sănătate Și în următoarele luni vom auzi de două ori pe săptămână Nu voiam să fac acest videoclip Evident. Și cum am zis, nu caut să critic pe nimeni, ci doar să scot în evidență răutatea gratuită. În cazul meu, trecând printr-o perioadă grea și fiind vulnerabilă... Bă, chiar Dani nu aveam Pănet era legendă. Rest in peace, mea. man. Nu a fost niciun val de hate? nu zis nimeni absolut nimic, zici chestii foarte exagerate. Vrei să dai cu hate plătești, asta am înțeles, dar n-am mai fost atent, nu mai țin minte. E bine să postezi de două ori pe săptămână, dar aparent pentru doamna asta este puțin. Da, ideal ar fi să postezi zilnic, ca să crești, cum trebuie. Și plus, chestiile astea cu, cu ce treci Irele nu, nu reprezintă nimica. Nu reprezintă absolut Asta nimic. Sunt oameni ok și empatici. Sper, Zappi, să nu fi vreodată în locul meu și să nu treci prin ce trec eu acum în viața personală. Probabil Mersi că o ai să trec. așa pe tort pentru câțiva dolari. Sper să te ajute și să faci ceva bun cu ei. Bă, ei e mulțumesc. păcat că astfel de oameni niciodată Bebe. nu vor recunoaște că au greșit. Și că, da, într-adevăr, ei fie. fac rău cuiva gratuit. Sau să știți că chiar o să zadoari. fie niște bani foarte buni. Chiar o să fie niște bani foarte buni, că v-am zis că analizele o să mă coste 8 milioane. No, mai postez încă vreo... Face react la fiecare videoclip de la caracterul ăsta, la persoana asta, femeia asta și gata, și-o scos banii de analize. Îți dai seama. Hot take Zopi? N-am hot take pentru Zopi. Gen... Omul face content bun, pare de treabă, deci am vorbit cu el. Tot am zis că filmăm împreună, bă, dar n-am mai apucat. Că vreau să fac un react cu el pe canalul mare, n-am mai apucat. Bă, Interesant! Interesantă situație!